Nu aveam intro pentru album și îmi place să acord o atenție puțin mai mare intro-urilor în general la albumele pe care le ascult sau pe care le fac. Nu aveam încă un artist în cap, pentru că îmi place să le las să mă inspire câteva zile să-mi vină idei. În schimb, mi-a trimis lui Luca, el era într-o sesiune cu Nane fix atunci și mi-a zis că îi place foarte mult lui Nane beat-ul, i-am trimis și lui și peste o săptămână ne-am văzut, am făcut sesiune și am tras piesa. Yeah. Mă simt atât de bine că urc pe scenă halat. Am luat o pastilă după ce am mâncat cafeaua Illy lângă cel mai baba în blat. Eram într-o perioadă în care simțeam nevoia să experimentez, să ies puțin din zona de confort, să fac chestii mai atipice mie. Așa că m-am lăsat inspirat de sunete noi și am început beat-ul cu vocea asta. E dintr-o librărie de Contact, sunt de fapt mai multe sample-uri vocale africane, ceva de genul ăsta cântate pe clapă. Peste care pe intro intră un loop de percuții arabești și niște ad-libri trase și procesate de mine după. Când intră beat-ul rămâne doar 808-ul și percuția și ad-liburile pe fundal, iar la percuție am o variație la jumate. Asta e prima parte de percuție. Și asta e a doua, care e și pe intro. Un element foarte important la beat-ul ăsta e 808-ul, e un 808 simplu, compresat, distorsionat, procesat destul de mult. Îl găsiți și în drum kit-ul meu Sounds of a Geisha și pattern-ul sună cam așa. Ăsta e unul din beat-urile la care am simțit nevoia să înregistrez ceva extra ce nu găseam în niște sample packs sau whatever. Așa că am tras efectiv la telefon, la căști, niște ad-libs și le-am procesat cu mult reverb și tot felul de chestii. Strica să umple, să dea un vibe extra beat-ului. Și neprocesat sună cam așa. Pe prima parte unde intră toate tobele am tăiat sample-ul și am lăsat doar tobele și percuția și ad-liburile pe fundal. Ele împreună sună așa. Am simțit nevoia să nu încarc foarte mult cu tot felul de sunete și de percuții pe partea asta pentru că aveam deja percuțiile arabești și atunci am zis să o țin mai simplu cu hi-hat-urile și cu snare-ul și oricum 808-ul vine peste și completează. Sunt layeruite 3 snare-uri și sunt pe bătaia clasică, împreună sună cam așa. Pe hi-hat am pus 2 flangere, cel de la FL și cel de la Waves, cumva fac destul de deschis, este un fel de semnătura mea. Și pattern-ul sună cam așa. Piesa fiind la 180 BPM, care e tot una cu 90 BPM, am simțit să-i fac un switch în boom bap și să folosesc niște sunete cât mai diferite de cele de pe prima parte. Pentru tranziție am folosit 2 sunete, un sunet de white noise și un beep. Ca sunet principal de pe partea a doua am folosit un sample de pe Splice pe care l-am piciuit și l-am stretchuit. Am vrut să mă apropii cât mai mult de o chitară bass adevărată și atunci m-am folosit de glide-uri. Sunt glide-uri folosindu-mă de notele din piano roll și sunt și glide-uri făcute pe clapă trase de pe modul. Chitara împreună cu sample-ul sună așa. Sub ele am un FX care creează un ambient. Pe a doua parte a strofei am dat tonalitatea sample-ului cu octavă mai jos și înainte de asta am făcut un break cu niște scratch-uri. Pentru
Pentru următoarea parte am vrut să introduc un element inspirat din stilul West Coast G-Funk și am introdus acest synth. Și aici, la fel ca la chitară, am simțit nevoia să înregistrez modul de pe clapă pentru slide-uri. Aici, în a doua parte, unde intră basul din nou, ia notele exacte ale synth-ului și cântă împreună pe aceleași note și împreună sună cam așa. După partea asta a fost ideal unane să revenim în primul beat și să facă el bridge-ul ăsta, care sună așa. După bridge-ul ăsta urmează outro, unde m-am jucat eu cu synth-ul și am făcut un solo de synth. Și fiind cu Nane și cu Luca în studio, a fost ideea lor să punem interviul lui Giovanni Becali aici și perfect. Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul nu l-am comportat. Pentru solo-ul de synth de la final mi-am pus beat-ul pe loop și am făcut freestyle la clapă și cam primul sau al doilea take pe care l-am tras ăla și rămas doar l-am mai corectat puțin, i-am dat quantize și am mai reglat o notă, două dacă era off și sună cam așa. Iar pentru a doua jumătate a solo-ului m-am dus cu notele cu o octavă mai sus. Fiind un outro destul de lung din cauza solo-ului de synth, am simțit nevoia să mai variez chestiile. Și pe ultima parte a outro-ului am adăugat și sample-ul de pe prima parte de beat. Și am mai adăugat niște shaker-e sub el și sună cam așa. Pentru shaker am folosit două sunete, un loop de shaker-e luat de pe Splice și un pattern de shaker-e făcut de mine, unul pentru naturalețe și unul ca să mă interească. Primul loop de shaker-e sună cam așa. Am vrut să fie mai muddy, mai low-pitched și mai cu prezență. Iar cel făcut de mine sună cam așa. Ăsta fiind mai clar și mai deschis, se completează bine cu primul. Și ele împreună sună așa. Beat-ul se termină cu o notă a synth-ului cu delay pe ea. Hybrid a fost al doilea single de pe Geisha, a avut un impact destul de mare pentru că a fost un pachet complet, producția a fost atipică, Nane a scris și a livrat perfect, Cube a rupt cu clipul și aia a fost.